Salut, salut! Ce învârtiți mai frumoși? Hai că am cărat ca Sisif, știi? Am fost în market și zic că s-a umplut și eu frigiderul. Dar culmea, frate, că s-au gândit... Au avut toți același gând, se pare. Toți s-au gândit, hai să umplem frigiderul. În același timp cu fratele vostru cel solid. Înțelegeți, domniile voastre, despre ce-i vorba. Ne-am gândit toți la același lucru în același timp. Ușor, 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 ușor. Să dau puțină dezaburire, să vedeți și voi ceva. La noi e vreme... plouă câinește, așa cum se spune din bătrâni. Și... bă, fraților... lumea e... deznădăjduită, așa, mă, frate. Pe bune, văd pe fața lumii iar teroarea. N-am mai văzut-o. În ultimele două luni, hai să zic așa, n-am mai văzut teroarea asta. Teroarea asta n-am mai văzut-o, fraților. Am văzut-o doar la început, când a fost... când s-a auzit despre acest COVID și despre ce probleme cauzează el. Dar după aia lumea pare că s-a apărut, că s-a obișnuit o perioadă, pac, toate bune și frumoase. Acum se uită oamenii la televizor, aud de acolo tot timpul că valul cu infectări, valul de infectări a crescut, a crescut, a crescut. Au statisticile trâmbițate de toate posturile TV. Nu știu cât de adevărate sau cât de false sunt aceste statistici. Na. Oricum de trâmbițate, ele trâmbițează. Hai să o luăm pe aici să vedem dacă e fata aia. Am eu o fată, mă, care vinde ziare, săraca de ea. Pare de la casa de copii sau ceva. Și de fiecare dată când vin la magazin și o văd, îi mai dau câte o ciocolată, câte o... ce am și eu. Ce am și eu îi dau. Ca să nu... ia uite-o, săracă. Ia uite-o, mă. Hai să-i dea fratelii vostru o ciocolată cu are pregătită acolo. Hai, ia să mănânci și tu. Să crești mare. Nu conte deloc. Lasă că vinzi tu. Hai, sănătate. I-am dat, mă, frate, și ei. Să aibă și ea. Că-i păcat. Că stai aici în ploaie, săraca, vrea să muncească. Binde și ea ziare. E și ea angajată și vă dați seama că îi dau ăștia temir ce. Nu cred că o îmbogățește nimeni, săraca fată. Și mie îmi pare rău de ea, că vă dați seama că eu văd că are... scuze pentru zgomotul ăsta. Eu văd că săraca fată are chef de muncă, are dorința să muncească. Probabil are și ea un handicap. Săraca sau se cunoaște că a fost crescută prin centre de plasament pe la astea. Că v-am mai zis, eu îi cunosc pe oamenii ăștia. Eu îi cunosc pe oamenii ăștia că... maica mea le-a predat, mă, fraților. Maica mea a fost profesoară. Și le știu așa în mare suferințele. Maica mea, pe vremea lui Ceaușescu, a lucrat la casa de copii, cu copiii cu dizabilități. Sau și părăsiți de părinți, că unii aveau și dizabilități, săraci, și erau și părăsiți de părinți. Și știu prin ce chinuri trec acolo. Maica mea, care e un suflet, că de la ea moștenesc sufletul ăsta mare, maica mea e un suflet imens și încerca să le mai amâne, să le mai aline, pardon, suferința, dar
E greu un singur om să te lupți cu un sistem greșit. Cum e greu și mie. Un singur om să se lupte cu un sistem greșit. Da, asta e cu totul altă discuție. O să vorbim despre asta altă dată. Cert e că mi-e milă de ea, vă dați seama. Ați văzut-o și voi. Stăteam în ploaia asta câinească să vândă și ea ziare. Ce să faci? Și i-am dat o ciocolată să se îndulcească. Nu-i cerșătoare. Deși le mai dau și astura, că îmi pare rău când văd pe unul că n-are. Bine să nu bea, să dea pe... mă uit la el. Dacă bea și astea, uite ăsta, pe linia, pe asta, pe trecerea de pietoni. Omul a întors, s-a fost șmecher, na. Și ca să reluăm discuția, văd frica, frate. Bă, văd frica în rândul oamenilor obișnuiți. Am văzut-o, gata, am citit-o. Eu sunt foarte bun la treaba asta. Citesc oamenii. Îmi dau seama de situații. Am citit 7 biblioteci când eram mic de cărți polițiste și mi-a format așa o abilitate să citesc omul. Și nu prea mă înșel. Nu prea mă înșel. Câteodată aș vrea să mă înșel. Deci acum chiar aș vrea să mă înșel și să nu fie frica asta în societate. Dar eu o văd. De câteva zile e ia teroare. Bă, teroare la nivelul ăla care a fost la început, înțelegeți voi. Se apropie și la noi, fără îndoială, al doilea van de lockdown, că na. Cum să stăm noi fără lockdown? Nu știu, sunt timpuri grele. Sper să fiți sănătoși, să fim sănătoși și fizic și mental, să ieșim din treaba asta, fraților, că e foarte greu. E foarte greu. Și sfatul meu, nu vă uitați la TV. Evitați-l pe cât puteți, pentru că vă picură frica în ochi, în creiere, pardon. De-aia sunt oamenii atât de terorizați. Într-adevăr, e un virus, e o treabă, v-am spus că unul dintre cei mai buni prieteni mei a luat. Am aflat între timp de alți prieteni care au fost și ei infectați la rândul lor. Situația nu e pe roze. Dar și să ți-o amintească ăștia de pe TV în fiecare secundă și să-ți dea teroare, nu e ok. Nu e ok deloc. Ce freză avea baba aia, ce că e Trump. Era o babă cu freză ca lui Trump, nu știu dacă a ieșit pe video. Încercăm să mai și râdem. Vă pupă fratelii vostru cel solid. Vă mulțumește că sunteți alături de mine. Și astăzi urmează clip nou. E miercuri. Și urmează clip nou pe canalul principal. Pe Oli TV. Pe care suntem peste 7500 de cinstiți gospodari. Vă pup, toate cele bune. Doamne ajută!